Începutul lunii septembrie aduce vreme schimbătoare în județul Salaj. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime, în scădere față de zilele precedente, vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar cele minime între 13 și 16 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi instabilă. Temperatura maximă a urcat până la 27 de grade, iar minima prognozată pentru această noapte va fi de 18 grade Celsius. Vremea se menține la fel și mâine în cele patru orașe ale județului Salaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 27 de grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 14 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 25 de grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 14 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 26 de grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea până la 14 grade. Vremea nu se schimbă nici în zilele care urmează. Astfel, joi maxima va atinge 26 de grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 13 grade. Vineri, maxima se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 14 grade.